Vă salut, prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție de colecție Suflet de Rapidist, pentru că avem un alt mare rapidist cu suflet de rapidist care a trecut așa prin toate etapele, a prins și meciuri copil fiind și decăderea și renașterea și titular și rezervă și om din umbră și băiat de vestiar, absolut tot ce face parte din farmecul ăsta al Rapidului și o să vedeți că avem multe de spus și de povestit și mai presus de toate un băiat de caracter, pentru că nu s-a ferit să anunțe că domne, s-a întâmplat ceva, știi, echipa a pierdut, stăm mai mult la antrenament, avem ședință, inclusiv aseară după meci cu supărarea care era normală, a confirmat că va fi prezent și va onora invitația. Pentru asta mii de mulțumim încă o dată, Virgil Drăghia, portarul de bază în vestiar, în teren și în tot ceea ce înseamnă Rapid. Îți mulțumesc că ai acceptat invitația. Mulțumesc și eu pentru prezentare și bună ziua, ce să zic, bine v-am găsit. Nu prea așa bună, dar o să revenim la actualitate, pentru că depănăm și amintiri că tu ai prins absolut toate perioadele de Rapid. Da. Cred că o să avem ce să vorbim. Tristețe mare în extrema dreaptă. Oancea a fost ăla cel mai bun de aseară. Lucian Ionescu cu presa, cu supărarea, cu uitați-l ce ziceați voi în mesaje că vreți să vedeți fața mea de după meci. Uitați-vă la fața lui Lucian și a trecut mult mai mult timp decât pentru mine. Lucian e cam trist, așa, ai venit în negru, nu mai ai tricou cu Rapid. Ai jucat aseară? Da, am jucat ca fiecare dintre rapidiști. Da? Am jucat acolo, în tribună, ne-a jucat inimile la propriu. Ce pot să-ți spun, Robert? Înainte de a saluta, evident, și prezența lui Virgil, pe care îl știu de pe vremea lui Barachie la Rapid. Opa! Ce pot să spun? Stăteam cu un coleg, știi, eu vin din Garda Veche și stăteam cu un coleg la masă cu vreo 4 ore înainte de meci. Îmi pare rău că Virgil o să audă ce spun. Și vorbeam între noi, bătrânii, ca ăia din Mapeț. La colțul microbisului, ca în Cismigiu. Nu, chiar eram la masă la prietenul nostru rapidist din Crângaș. Și vorbeam între noi așa, mâncând din pilaf. Bă, nene, știi că eu diseară sunt foarte liniștit acum, pentru că diseară știu că o să pierdă. Bă, și el, tu ai zis sau el? Am zis eu. Și el, bă, știi că ai dreptate. Pentru că noi nu știm să câștigăm atunci când să avem treci pe locul 2. Da, să treci pe locul 2. După meci, dar vezi că nu vorbeam așa a cobe. Da. Sau, nu, convingeri, erați convinși. Și după meci erau băieții la galerie, care, na, galeria ca de obicei, haideți, veniți încoace. Și eu cu colegul meu ne uitam pe teren unul la altul și făceam. Am avut dreptate, bă. Ore. Și de ce spun, Robert, uite, mi-argumentez ceea ce spun, știi că eu sunt cu istoria. În 35-36 îți răpesc doar un minut, dar merită. În 35-36, Rapidul era prima dată când, Rapid, CFR-ul de atunci era prima dată când trăgea la titlu cu argumente. Uh-huh. Echipă puternică, bani, tot ce trebuia. Era la un punct în spatele lui Venus și la egalitate de puncte cu Ripensia. Cele două jucaseră și pierduseră. Rapid avea meci la Crișana Oradea, care nu bătuse de 10 meciuri, era cu spectrul falimentului, jucătorii nu s-a antrenat de vreo lună, federația, ca să nu se strice competiția, le-a dat bani pentru acest să meci, supraviețuiască, dar să joace. Nu se știa dacă jucătorii vor accepta să intre pe teren. Rapid s-a deplasat la Oradea, nu exista atunci tehnologia de acum și ziariștii aveau corespondenți, ziarele din București. Au sunat la ora terminării meciului, în primul rând să termine, să întrebe rezultat. S-a jucat meciul? Oia, da, s-a jucat meciul. Cât s-a terminat? 3-2. Așa greu am vins CFR-ul? Nu, am vins Crișana Oradea. Deci, surpriza campionatului. Rapid a rămas în spatele lui Venus. 10 meciuri la rând după, deci nu câștigaseră 10 meciuri, după aia 10 meciuri la rând Crișana le-a pierdut pe toate, a retrogradat, iar Rapid a pierdut campionatul. Bine, astea sunt obișnuite în Giulești. Da, de-aia și spun, Robert, cântecele galeriei, iubește Rapid și ai să ne mână. Ascultă-mă și Virgil poate să confirme. Este un nenorocit de ADN al Rapidului, care nu poate știu fi dacă schimbat. Ține de ADN. Robert, și tu ai trăit. La Rapid, și jucătorii care vin din străinătate, cu o valoare
unii incontestabile și Messi dacă vine mâine, nu schimbă Rapidul. După, schimbă Rapidul, păi Rapidul, e probabil. Păi... Asta ține de presiunea aia, de faptul că galeria cântă tot. Uite, mă uitam aseară, de exemplu, la 2-0. Ce putem să zicem? Ne susțin peste tot, nu știu. Bă, te împing să ataci, da. Că toată lumea ce, domne, nu puteau să apere, nici Uliș nu prea poți să te aperi. Pentru că țipă aia tot timpul, dă-le gol, dă hai Rapidul, dă-le gol, dă-le da, gol. Da, dar la 2-0 noi așa am început e. să jucăm. Păi la, nu, stai să spun eu la 2-0. La 2-0 erau unii jucători chemați să aplaude sau să salute galeria. Cam da. Păi vezi, asta e și frumusețea Rapidului, dar și nebunia asta. Bine, dar nimic nu anunța în momentul ăla la jocul pe care îl prestam. Așa și e, cum ai trăit după bancă? Tot. 2-0, destul de repede. E adevărat că meciul începe cu două ocazii mari de gol ale celor de la U. Bine, tot în urma unor greșeli ale noastre. Dacă stai să te gândești, am controlat jocul apoi în totalitate. Cel puțin prima repriză puteam să mai marcăm. În fine, chiar stăteam de vorbă cu Dragoș și am spus, vezi că 2-0... Cu Dragoș Grigore? Da. Pe bancă în timpul meciului, da, nu? Da, am zis, vezi că 2-0 e un scor periculos pentru că cei de la Cluj nu sunt o echipă slabă. Uh-huh. Au jucătorii cu experiență care au făcut performanță și puteau oricum să înscrie pentru că au calitate. Și am spus, vezi că 2-0 este un scor periculos. Trebuie să intrăm la fel, să jucăm, continuăm să dăm gol, nu ne culcăm pe ureche. Că putem să, uite, s-a întâmplat ce s-a întâmplat, nu? Dragoș, ce ți-a zis? Dragoș la fel a gândit și el. Da? La fel a gândit și el, da, exact același lucru a zis și el. Da, starea de spirit înainte de meci, asta pozitivă, domne, e meci greu, dar îl tratăm cu seriozitate. Nu, am știut că eu am tratat din prima, am știut că este un meci greu și am știut că trebuie să intrăm conectați, pentru că ați văzut și voi, Cluj marchează o grămadă de goluri. Joacă un fotbal ofensiv, trebuia să fim pregătiți pentru așa ceva. Plus că știm jucătorii lor, da. Jucători cu calitate. Ai văzut și tu Nistor aseară cât de bine a jucat. Nistor, Kipciu. Kipciu, da. Pe mine știu, uite, și vroiam și părerea ta, pentru că într-un fel se vede din tribună și altfel vezi când ești acolo aproape. Pe mine m-a impresionat aseară Popa. Da, bun, bine. Este unul dintre puținii jucători care în anumite momente ale jocului a reușit să-l pună în dificultate pe Săpunar. Bine, profilul lui e de așa natură. Chiar vorbeam și cu Săpun și cu Dragoș, că e un jucător care protejează bine mingea, este masiv, are forță și, în general, pentru fundaș e cam incomod genul ăsta de atacant. Masiv, care protejează, ține, are timp echipa adversă să respire, să iasă. La 2-1, 2-1 la pauză, echipa intră la vestiar, cum ai, te așteptai să aibă puterea să revină sau ai zis că bă, o să jucăm altfel? Noi plecăm în orice moment al jocului cu aceeași mentalitate, să jucăm un fotbal bun care să producă, să aducă goluri, să producă spectacol. Noi la asta ne gândim. Bine, aseară ne-a lipsit, am avut o lipsă de maturitate. Trebuia să gestionăm mult mai bine meciul de aseară de la 2-0. Practic erau puteri... Inclusiv finalul primei reprize? Da, oarecum. Puțin a fost pe finalul primei reprize. Ideea e că trebuia să fim maturi pentru că puterile erau la noi. Dar nu trebuia să conservăm oare rezultatul și să folosim contraatacul? Când o echipă are, nu știu, o identitate și joacă un anumit stil, eu zic că trebuie să-ți... Faci stilul ăla, nu? De joc. Da, Virgil, dar știu că la noi, acum nu sunt eu tehnician, dar știu că la noi, cel puțin campionatul ăsta, arma letală a fost contraatacul. Când am atacat chiar și cu CSA, nu ne-a ieșit. Nu știu ce să zic. Că dacă acum vorbim între noi. Da, dacă nu știu ce să zic. Eu am impresia că producem un fotbal frumos, că plecăm cu mingea de jos de la portar, construim, avem... Nu, noi desenăm frumos. Da, asta vreau să zic. Nu neapărat contraatacul. Dar nu vinde în tablou. Desenăm frumos, dar nu vinde în tablou, știi? Da, s-a întâmplat aseară. Și dacă stai să te gândești, uite, ne-am încurcat și am făcut, nu știu, n-am adunat puncte fix în meciuri de-astea, cu ghinion, cu autogoluri, cu paste cadou și tot așa. Crezi că e vorba și de ghinion sau doar de o proastă gestionare a unor momente de joc? Când gestionezi unele momente, nu le gestionezi cum trebuie, atunci intervine și ghinionul, dacă mă întreb pe mine personal. Dacă gestionezi bine, na, apare ghinionul, dar mult mai rar, din punctul meu de vedere. Am văzut că scriu colegii de la gsp.ro că a fost atmosferă proastă după meci și ei spun că Bergodi face prăpăd după meci în vestiar, țipă, urlă, iar Daniel Nicolae rămâne în ușa vestiarului. Cum au stat lucrurile mai exact că tu ai fost acolo după meci? Am fost supărați cu toții, dar nu a făcut prăpăd. Suntem foarte uniți. Cred că punctul foarte asta este nostru, că suntem uniți cu toții, jucători și
conducere, tot, staff, conducere, administrativ, exact, staff, tot. Asta e, eu zic că din punctul meu de vedere, ăsta e punctul nostru forte anul. Aici câștigă Rapidul, zici, la forța grupului, crezi că e un plus în lupta pentru titlu? Da, avem un grup foarte bun. Acum e normal să spunem unde am greșit ca să putem să progresăm, nu? Clar, dacă nu clar, vedem fără discuții. Și eu am și spus în emisiune Fanatic Superliga că este un meci poate venit când trebuie, că punctele astea se vor înjumătăți, dar din care Rapidul are foarte mult de învățat. Foarte, foarte mult. Exact asta ne-a transmis și mister. Asta a spus Bergodi? Avem foarte mult de învățat din asta, da. Nicolae, e adevărat că Nicolae rămâne în ce spun colegii, că rămâne în ușa vestiarului și foarte supărat. Nicu a făcut ce a făcut fiecare meci. A venit, ne-a îmbrățișat pe toți, ne-a spus capul sus, mergem mai departe. Îți dai seama că era supărat și el, nu? Pentru ce s-a întâmplat. Toți, rapidiști. Nu s-a întâmplat nimic ieșit din comun. Nu, că Bergodi face prăpăd. Nu, că... Mergem pe aceeași linie pe care am plecat și facem lucrurile cum trebuie. Robert, pot să confirm și eu, pentru că și eu după meciuri merg în vestiar, în primul rând, prin natura profesiei, pentru că trebuie să iau jucătorii la flash-uri. Și pot confirma ceea ce spune Virgil. Nicon totdeauna vine și îmbrățișează jucătorii când e greu, nu stau acum să-l perii. E realitatea. În primul rând, se vede că a fost jucător. Trăiește momentele, îi încurajează, le spune, haide, urmează al meci. Dar ce îmi place mie în vestiarul Rapidului e când văd că fiecare jucător își analizează propriile greșeli și le recunoaște, adică există discuțiile astea între ei și niciodată un jucător nu reproșează altuia. Eu nu am văzut Virgilia aici exact să se certe, să, bă, dar tu ai greșit, puteai să cutare sau... Și fiecare bine, spune, până la urmă, bă, eu am... Știi ce se întâmplă, Luciane, într-un vestiar și Virgil știe mai bine, într-un vestiar cu greutatea Rapidului, trebuie să mai ai și unul de ăsta care reproșează. Și aici, cred că o mare merită l-are Cristi. Nu, gestionează foarte bine, dar nu sub formă de reproș. Băi, tu ești vinovat că am pierdut punctele. Nu, zic, băi, tu dacă veneai acolo, se întâmpla, veneam și eu aici. Adică și ca sfat, dar și să-i atragă atenția. Băi, dacă exact, strângeai aici și aia, poate dacă n-ajungea ăla să... Sau zice, începe cu el. Băi, dacă eu veneam în partea asta aici, era mult mai bine. Era mult mai bine, trebuia să fac eu asta. Așa trebuia să vii și tu în partea asta. Da, da, da. Și tot așa, ți-am zis, dacă nu ne recunoaștem greșelile, fiecare nu putem să progresăm. Da, o stare de nervozitate aseară? De tristețe. Tristețe, nervozitate. Pe Cristi l-am văzut eu, a rămas ultimul în vestiar și spunea la un moment dat, se uita la mine cu o privire tristă, poate mai tristă ca a mea acum, și zicea, bă, Luci, proști suntem, bă, cum am pierdut. Ți-am zis, Cristi, mergem mai departe, acum era... Eu, la înfrângeri eu trebuie să fiu încurajat, dar acum îl încurajam eu pe el, știi? Mergem mai departe, asta e. Îi am zis aceeași chestie cu ADN-ul și am spus povestea din 35-36, asta e, o luăm de la capăt. Până la urmă, stai Rapidul, uite, pierzi niște puncte care... Așa e, care nu se întorc. Deci, Virgile, până la urmă, tristețea normală după meci, dar nimic ieșit din comun. Un discurs al lui Bergodi... acolo simțim noi vestiar cu toții mai mult că am pierdut de la 2-0, poate simt, dar ideea e că trebuie să trecem peste, trebuie să ne revenim cât mai repede, să dăm uitări, s-au dus punctele. Eu nu știu, părerea mea e că trebuie să tratăm fiecare meci în parte. Să jucăm fiecare meci la victorie și după aia vedem. Dacă stăm să analizăm, mama, am pierdut puncte, stăm supărați că am pierdut, se întâmplă și echipele mari pierd puncte, nu, prin campionate puternice. Trebuie să mergem să jucăm la victorie următorul meci, nu? Să... Au fost reproșuri din partea lui mister directe de abordare a situațiilor sau de mentalitate, de felul cum s-a tratat jocul după 2-0? Și mă refer după meci, că probabil la pauză ai rămas pe gazon, nu? Da, nu gen nu reproșuri, gen o discuție că am fost fraier, că n-am gestionat cum trebuie și că erau punctele la noi. Nu reproșuri, cum ți-am zis, nu reproșăm așa, că suntem toți în aceeași discuții barcă. Discuții constructive, practic, exact, dar da. Și să le arate jucătorilor sau celorlalți că au fost niște făcut, lucruri care nu au fost în regulă. Normal că se analizează tot ce se face. Are putere Rapidul să bată la campionat cu fluctuațiile astea de formă? Păi, ai spus și tu, dacă n-am avea fluctuații, ne-am bate la campionat, dacă mă întrebi pe mine. Crezi că și mai vezi calitatea o diferență? Avem, trebuie să te gândești că avem și jucători accidentați. Și... Clar, Rapidul, practic, cu 3-4 jucători, care în mod normal sunt titulari. Puteam să fim pe locul 2. Da. Cu 4 jucători lipsă, ieri, dacă gestionam puțin mai bine, da, erai locul 2. Cu 4 jucători absenți. Lăsai CFR-ul la un punct în urma ta. 4 titulari grei. Și pe posturi cheie, Robert.
Bine, când sunt titular, știi cum e, e mai puțin important că a marcat 7 goluri sau că, uite, Wydă nu e un marcator. Dar aseară, din punctul meu de vedere, era nevoie, nu? De un Wydă. Dacă nu jucau, că n-ar fi fost dacă bună... Dacă jucau ceilalți doi bine care au jucat sau câștigat meciul, nu neapărat că au da, atunci toată lumea, da. Cum s-a întâmplat cu Rahmani, acum, de exemplu, meciul cu FCSB-ul. Acum, Rahmani, Petrila, Emers, da. Parcă, domne, nu s-a simțit lipsa lor. Așa echipa e, să termina 2-0, altfel exact, gândeai. Altfel puteai să discuți. Acum, na. Știi cum e, după ce ai pierdut, poți să stai să arăți cu degetul. Dacă juca ăla, dacă făcea celălalt. Da, dar nu poți să nu spui că se simte absența unor jucători care erau într-un vârf de formă. Păi am spus, Petrila, Rahmani, spus chestia adică asta. Nici nu poți, chiar și atunci când câștigi. Am spus chestia asta și cu toate astea, uite, puteam să fii pe locul 2. Da, e adevărat că ai o bancă, eu știu care, dovadă unde ne aflăm acum, acoperă absența celor 3-4. Teoretic. Și practic, pentru că ai bătut FCSB-ul fără ei. Dar ți aduceau plus valoare. Asta clar, asta în orice meci. Se aduce plus valoare în momentul... Dacă băteai și aseară și 2-0 și mai băteai și următorul meci și după aia ce mai ziceai? Plus valoare sau nu plus valoare? Valoarea e, cum să spun... Valoarea meciurile, cred că ți-o dă câștigă, după fiecare rezultat în parte, nu? Meciurile câștigă 11, 12, 15 jucători care joacă. Un campionat îți câștigă întreg lotul. Clar, clar, clar. E clar lucrul ăsta. E nevoie de absolut toată lumea și... Dar cel puțin ca suporter în tribună. Inclusiv în prima repriză, când aveai 2-0, tu vezi că nu joci cu un vârf clasic. Și Rahmani, când intrase... Asta e lotul. Tu nu mai dezvolți aceeași viteză cum era cu Petrila. De-aia trebuie să ai un lot numeros și valorii. Și ca să te bazi la campionat, îți trebuie 15 titulari. Plus niște rezerve bune. Gea a înscris aseară. Gea a înscris aseară și Gea a făcut un meci... Foarte, foarte bun, până la un moment dat, când eu cred că a terminat bateriile. Nici de cum că era pe vârfuri. Dar mi s-a părut că a făcut o mare risipă de efort și mi s-a părut că a fost cel mai făultat jucător până când a ieșit de pe teren. A fost, da. Adică, pe lângă gol, pe lângă pase, pe lângă dribbling-uri de finețe, poate uneori exagerate, dar a scos cartonașe galbene pentru adversari. Și a fost foarte multe lovituri libere, care na, s-au concretizat sau nu, dar le-a scos. Ai vorbit de concurență și vorbim aici de importanța lotului și este pe undeva frustrant că ești de o viață la Rapid și tot ești portarul ăla care îți aștepți rândul, când ești băgat îți faci treaba, nu că ai vrea acum să-l scoți din poartă pe moldovan, că pe ce trend ascendent este, e indiferent da. Cine vine la Rapid, acum nu-l scoate corect, din poartă și indiferent corect. Ce face două, trei corect. Mici. Dar de-a lungul timpului tu ai fost omul ăla care ai fost acolo, ai spus prezent, ți-ai făcut treaba și ai revenit pe bancă. Da, da, și am avut și portar valoros care au jucat la momentul ăla, în față. Da, dar poate și tu, dacă aveai continuitate, erai da, nu zic, sau mai, deveneai mai valoros. Știi ce, am iubit să rămân aici la clubul ăsta. Așa mi-a plăcut mie. De când am fost mic, am zis, băi, nene, uite, îmi place ce a făcut Casillas, are, că era idolul meu. Casillas, idolul tău. Da, era de la, din afară, da. Din țară. Era de la juniori. Da, de la juniori, în academie, da, crescut exact. Și până la echipa mare, când l-au obligat ăia pe undeva exact, să plece. Exact, mi-a plăcut ideea asta pe care a prezentat. De stabilitate. Da, de stabilitate. Ți-a plăcut ideea asta că ai avut un idol și ăla a făcut la fel? Sau, a influențat și chestia asta, m-a influențat, să știi. Că sau, până la urmă, ți-a fost și teamă să mergi în altă parte de concurență? Sau nu, să, și știind că aici, bă, ești drăghia, rapidistul și... Nu, n-am avut teamă, nicăieri. Atunci când am dat faliment, am plecat la alte echipe, uite. Da, păi n-aveai un să mai rămâi, da. Că era... Da. Nu, chiar n-am avut teamă, doar că mi-a plăcut ideea asta, știți? Dar când ești copil și ai un idol, te influențează, n-ai cum, idolul tău te influențează. Și păi din 9 România? Ani de juniora la Rapid, Dumnezeule, da. Sunt 9 da. Ani. În România ai avut un idol sau ai avut... Păi am învățat, nu știu, am lucrat foarte mult cu Dani Coman, el a fost principalul, dar uite, și de la Bornescu și de la Pesania... Deci majoritatea portarilor. Am învățat pare... câte ceva de la ei. Dar cea mai mare perioadă am petrecut-o cu Dani Coman aici. Și inevitabil, furi, meserie, înveți, da. Învață. Plus că era și genul de om care te ajuta. Te chiar ajuta dacă erați concurenți. Din toate punctele de vedere, da. Da, te susținea, te încuraja, da, extraordinar.
extraordinar a fost perioada aia când am lucrat. Dacă te uiți acum în urmă și ai prins perioade când prima de joc era un covrig, perioade când jucați pe coclauri, când aveați un să faceți duș, când perioade foarte grele, tu ai rămas. Dacă te uiți în urmă acum, regrești ceva din ceea ce ai trăit la Rapid? Nu. Nimic? Nu. Fiecare moment în care am luat decizii legate de Rapid, în momentele respective a fost exact ceea ce îmi doream. Că s-a întâmplat să fim în Liga a treia, să jucăm, cum ai zis și tu, pe coclauri. Acum când suntem și ne batem la campionat, mă gândesc, îmi crește inima. Da. Băi, am fost și atunci. Am fost pe coclauri și acum uite ce suntem și ce club puternic este Rapid în momentul de față. Păi gândește-te, a prins retrogradări, promovări, faliment insolvență, baraj. Păi, practic, să, eu am se și confundă spus cu istoria să confundă. Da, și e, chiar dacă nu ai jucat pe cât de mult meritai sau fiind favorizat un pic, că erai un rapidist pur sânge, tu ai fost tot timpul în miezul problemei acolo. Ai rămas, ai fost... eu am spus că fără falsă modestie și fără laudă așa nefondată, în ultimii 15 ani ești tu unul dintre cei mai importanti jucători ai Rapidului. Cu toate că n-ai jucat sau nu, dar adică dacă întrebi acum pe oricare suporter rapidist, domne, spune-ne trei portari care îți vin în cap de la Rapid, nu sunt foarte mulți, poate ăia care știu istoria ta, să spună domne Drăghia. Poate îi spun pe cei de care ai amintit și tu și ai spus foarte frumos că ai avut ce să înveți de la ei. Dar lucrul ăsta îți aduce și o poziție privilegiată în vestiar sau în relația cu grupul, cu patronii care stau acum cu președintele Nicolae? Cred că, în primul rând, relațiile așa, interumane, să zic, cred că ți le oferă caracterul. Nu știu, trebuie să fii, în primul rând, caracter, să te înțelegi. Om de echipă. Da, om. Ai înțeles? După aia, performanțele sau ce, exact, cum ai spus și tu, că am jucat la Liga 3, că am jucat la Liga 2, nu se pune problema. În primul rând să fii om, să fii caracter. Respectul așa ți-l găsești dintr-un vestiar. Dar, Robert, când deschizi ușa vestiarului, ești obișnuit să dai de Drăghie. Da. Nu acum în ultima perioadă. Ai niște repere. Da, e un reper. Da, e un reper. Da, cum știi unde... Păi gândește-te, fii atent. Numai câți, nu spun concurenți, cu echipieri pe postul lui avut de când e la Rapid și cred că îmi și scapă niște nume. Coman, Straton, Vâtcă, Albuț, Pesania, Bornescu, Buhta, Ciuculescu, Moldovan, Tătaru, Manea, Romero, Botaș. Da. Îmi scapă vreunul? Da, mai sunt câțiva. Stai că nu-mi vine. Deci îți dai seama câți portari? Au trecut pe la Rapid și el tot a rămas. Da. Gordin, mi-aduc aminte că am jucat și am luat cartonaș roșu cu Slobozia pe Giuleș de la 2-0 în 10 oameni. Am revenit, am făcut 2-2. A mai fost un, îmi scapă numele, când am apucat cele două meciuri în... după baraj și după aia ne-au retrogradat. Ai apărat la Viitorul și la Vaslui a apărat? Eu am apărat și la Vaslui, dar Dragoș Balaur a fost în perioada aia. Așa, bravo, și Dragoș Balaur, da. Ești prieten la Cataramo, cum se spune, de ce te întreb? Ai apărat un meciul de cupă, când a considerat mister, ți-a dat și ție bucuria de a simți competiția și sunt fel și fel de rapidiști între ghilimele care spun, domne, Drăghia, dacă nu era prieten cu Săpunarul, pleca de la Rapid. Te-a deranjat lucrurile astea sau te afectează în vreun fel? Nu mă afectează. Tu fiind mult mai vechi, tu fiind o vârstă cu clubul în comparație cu Săpunarul, care a fost acolo, a plecat, s-a reîntors. Nu mă afectează și dacă ar fi să zic că mâine să plec, să reziliez, îți dai seama că nu mai are nevoie clubul de mine, aș pleca, n-ar fi niciun fel de problemă, pentru că nici n-aș vrea să rămân, cum a spus, pe o prietenie, să rămân blocat aici și știu că de fapt nu sunt pe merit. Nu m-aș simți bine. Uh-huh. Bă, nu mai ai nevoie de tine? Da, ne strângem una frumos. Și... Deci ai prefera să te anunțe clubul, domne, hai să o chem, îți mulțumim pentru tot ce ai făcut, decât să simți tu că, bă, că nu sunt eu nu mai stă, nu eu sunt stau dorit. Aici că sunt prieten cu Săpunar. Da, că nu sunt doi, corect. Dar la finalul din suflet mi-aș dori. La finalul carierei te vezi în continuare la Rapid? Da. Ce ți-ai dori? În locul lui. Dacă fac școala. Nu, eu am auzit că postul ăla al vânezea lui Voicu. Da, și stă de afară pe Voicu.
Nu, fac școala de antrenor, vreau să fiu antrenor cu portari. Am zis că plec cu Stăpân, că chiar da. Suntem prieteni foarte buni. Da. A avut grijă de mine de când eram copil, de când am venit la Rapid. A avut grijă? Te-a ghidat? Da? A avut grijă de mine. În ce sens că a avut grijă? Că mai vorbea cu tine sau chiar... Da, vorbea cu mine, stăteam cu el mereu, îmi povestea. Când venea de la Porto ne aducea, uite așa ne aducea, nu numai mie, ne aducea... Genți de ghete, de mânuși mi-a aducea. De fiecare dată când se întorcea, mă chema, vino acasă să-ți alegi primul, că după aia le duc în vestiar. Aha. Și mă duceam la el, mi-alegeam ghete, mânuși ce mi-a aducea acolo și după aia venea cu el în vestiar. Sufletii la, la copii. Da. Deci chiar Săpunaru, un prieten adevărat, care tot timpul el fiind în străinătate. Și vezi, Robert, care nu se fălește cu asta, el nu le povestește. Nu, nu. Ar fi ușor să iasă în prietenie și rămân caracter. Extraordinar, mai. Cred că nu știu dacă e cineva care îl cunoaște de aproape să vorbească urât. Cum îl cunoști tu, probabil. Să vorbească urât de el. Nu există, nu. Eu n-am întâlnit. Și te-ai gândit, ai că ați vorbit, fiind buni prieteni, el să meargă undeva antrenor principal și tu să fii antrenor cu portarii? Da, el mi-a zis. El, de la el a venit propunerea. Da, băi, ce faci? Faci școală, ceva, faci și zic, nu m-am înscris nicăieri. Păi hai că ne facem staff. Aha. E antrenor cu portare și zic bine. Și m-am gândit la școală. Și la, s-a gândit la secund, la cineva? La secund? Cred că, nu știu, avea o discuție cu Dragoș Grigore, cu Junior Moraie și acum... A, deci Săpunaru chiar se gândește serios să devină antrenor dacă el deja... Păi face școala, nu știu, e la... Face la Chișinău, din ce știu eu, nu? Da, la Chișinău. Da. Deci el chiar pune pres pe lucrul ăsta, pe școala, că nu e ușor să te duci să faci naveta la Chișinău, stai două zile acolo. Dacă nici Săpunul iubește fotbalul, nu știu. Și vezi, nu vrea să arde etape. Joacă, nu vrea să fie probabil. Nu, dar să-ți faci staff-ul când încă ești în activitate, să pierzi două zile. Înseamnă poate că de multe ori lunea, când ești liber. Bă, te urci mașină și pleci la Chișinău și uite, vorbește cu Virgil, să fie antrenor cu portarii. El te-a făcut să te înscrii la școala de antrenori? Da, altfel nu mă scriam. Dar, Robert, e o chestie profesionistă. Săpun nu vrea să fie, nu dau exemple cu nume, dar să fie antrenorul pe bancă fără licență, să iasă altul sunt în față. Sunt alte vremuri. Dacă păi nu, dar sunt vremuri care... Și lui Săpun acum că ar dura 8 ani să devină antrenor, e un semn de întrebare. Posibil, dar faptul că în timpul activității a avut exemple și a văzut cum sunt alții. Da, și el corect. Vrea să... E de apreciat că el încă joacă, dar se gândește la următorul pas. Cum vorbește cu Junior, la vorbește cu Dragoș Grigore, vorbește cu Virgil. Hai bă, să ne facem staff, să plecăm cu stafful la drum. Format, la drum. La drum, da. Analizezi jocurile cu jocurile Rapidului, cu Cristi, discutați. Discutăm mereu. De fiecare dată. Dar nu numai noi. Suntem mai mulți băieți din vestiar care discutăm despre jocuri. Despre... Cum e normal într-un vestiar să fie. Dar e un grup acolo în vestiarul Rapidului care e văzut așa ca grupul ălora importanți. Mă refer la Cristi, la Grigore, la jucătorii cu experiență, care toți ceilalți, când zice unul dintre ăștia, zice ceva, toți sunt ochi și urechi și bă, să face liniște în vestiar. Nu știu dacă... Într-adevăr, sunt respectați, dar toată lumea e respectată în vestiarul Rapidului. Acum, dacă vine, nu știu, să-ți dau un exemplu, un jucător tânăr, Pănoiu, vine și spune ceva, toată lumea ține cont de părerea lui. Băi, hai să vedem ce se întâmplă. Și e așa, nu e așa. Mai înțeleg? Adică fiecare își pune părerea. Adică nu e Săpunarul ăla. Vine, dă cu pumnul masă și toată lumea face ca Săpunar. E o democrație. Ai înțeles? E o democrație. Tocmai de asta ne înțelegem foarte bine. Și la sfârșit cădem toți de acord pe ce trebuie să facem și aia facem. Iarăși, asta înseamnă grup. Da. E normal, până la urmă, e normal să formezi un grup, că interesul e comun. Și să fie o uneală care ajută în unele momente. Da, e bine că nu sunt bisericuțe. Suntem... Mare lucru. Da. Va afecta plecarea lui Mutu cu 4 zile înainte să înceapă campionatul? În vestiar, că așa, declarativ, toată lumea zice frumos. Îți dai seama că am lucrat atâta timp cu el. Eram apropiați toți, ca și grup, ca și... Ne-a afectat oarecum, nu? Dar a plecat la mai bine. Asta a fost discursul vostru, că pleacă la mai bine și cam din asta trupul, e. Noi am respectat decizia, a venit și a făcut treaba și a îndeplinit obiectivele. Mm. În perioada aia am fost un grup la fel de unit, la fel de puternic, cu stafful pe care îl are. No, a fost tot ok, totul profesional și ok. Nu avem ce să-i reproșăm. Da, ați încercat să-l faceți să răzgândească? Să revină, să rămână alături de voi sau a fost totul pe repede înainte? A fost cam totul pe repede înainte.
Că practic el ia decizia marți și apucat, sâmbătă da, e da, nu prea am apucat da, să discutăm. Dar așa este în fotbal. Na. Antrenorii pleacă, vin, pleacă, jucătorii la fel, vin, pleacă. Te-ai vedea la o, la, în altă parte? Nu dacă ți-ar spune clubul, bă, nu mai avem nevoie. Să-ți vină o ofertă, să zicem, de nerefuzat. Nu știu dacă e plauzibilă chestia asta cu oferta de nerefuzat. Sincer, nu m-aș mai vedea să plec acolo dacă mă întreb și gândind așa, realist, chiar nu m-aș mai vedea să plec până în termin cariera. Sunt foarte atașat aici și nu mi-am dorit niciodată, mai ales acum când mai am câțiva ani de jucat și trebuie să pun ghetele în cui. Da, acum te întreb și eu, Virgil, tu văzând din vestiar, nu știu, plecări, gen Rare și Lie, gen Dugan, zici, pe niște bani mulți, probabil la un moment dat se va întâmpla și cu Moldo prin prisma valorii pe care o are. Așa în sufletul tău, n-ai simțit unele regrete, sigur, din postura de rezervă și mai ales ca portar. E greu să visezi la Fata Morgana, dar așa tu în tine, nu ai avut așa niște regrete, bă, frate? Nici când jucam, nu știu, părinții mei m-au învățat întotdeauna, mi-au spus să nu pun pres pe partea financiară, să fac ce-mi place și dacă fac în fiecare zi ce-mi place, o să duc o viață fericită. Și chiar nu m-am gândit niciodată la partea financiară atât de intens, încât, bă, vreau să mă îmbogățesc, vreau, scopul meu este să ajung milionar. Nu, scopul meu este să am un trai decent. Nu-mi ceea place ce să fiu nici sărac, da. Ar fi culmea să zici, bă, vreau să trăiesc în sărăcie, dacă sunt fericit la Rapid. Să ai un confort, dar să faci ceea ce iubești, la unde iubești, m-ai înțeles? Adică tu simți și plăcerea aia sufletească de a merge în Giulești, de a fi la Rapid? Da, nu există. Da. Apropo de Rapid rând. Și de meseria ta, spune-mi și mie, te rog, asta o întreb culmea ca rapidist, chiar nu îi pot enumera pe toți, cu ce antrenori, cu portarii ai lucrat la Rapid și de la cine ai învățat cel mai mult? Păi... Iau așa cronologic. Iordan. E la FCSB acum, Neamitică. Neamitică, da. Da, Neamitică. Da. Când eram copil, a avut multe de spus pentru că te-am învățat în perioada aia, după care a rămas și cu Nea Marian Rada, când am fost prin Liga 2, când am jucat barajul acela... cel mai, nu știu, care m-am înțeles cel mai bine și mi se pare unul dintre cei mai updatați și cu dorință de progres într-una, mi se pare Pușu, Mihai. Da? Care a fost, da, care este cu mult acum, din punctul meu de vedere. Da, îl cunosc foarte bine. Și a mai fost și Radu Lefter, care e cam același stil ca al lui Pușu. A fost și Radu Lefter aici. Ei m-am înțeles cel mai bine și au știut să gestioneze. Bine, și lobby acum e de scurt, e de o perioadă scurtă. Da, ai venit de puțin, da. Poți să faci cu Neamarin Ioniță, când eram copil, m-a luat la echipa mare. Neamarin m-a luat la echipa mare. Eram copil atunci, nu înțelegeai, una e când ești la maturitate și vezi niște exerciții, niște cum îți explică, și alta când ți se pare că ai atins Everestul, că te cheamă de la junior la echipa mare. Exact asta. Da. Nu mai trăiești momentul ăla și cam atât, dacă spune ăla să sari în cap, sari, că ești la echipa mare. Nu, ca și relație, ca și relație umană așa, ca și m-am înțeles bine cu toată lumea. N-am avut un antrenor cu care să zic, să mă cer, să nu mă înțeleg, nu există așa ceva. Ce tip de antrenor te vezi că vei fi antrenor? Cu ăla dur, ăla care lucrezi cu aia până îi îngenunche? Sau? Cum ți-am zis, îmi place cum aș vedea-o eu. Mie mi-ar plăcea înainte să... sau când mă las 6 luni de zile să merg, i-am spus și lui și cu Nădăban, cu Mihai, cu Pușu, să merg să stau 6 luni cu el acolo, gen să fiu antrenor secunde portat. Ucenic! Ucenic, să vezi! Exact, ucenic, da. Îmi place foarte mult stilul și cum gestionează, în primul rând, relațiile dintre portarii pe care portar titular, al doilea portar, al treilea portar, felul în care lucrează, se updatează și se, cum să zic eu, știe ce să facă în fiecare moment. Să te țină, să te și simți important, dar în același timp să te și antrenezi bine, exact. Să nu renunți că ești al doilea sau al treilea portar. Exact. Ai avut o condiție fizică deosebită. Da. Ai avut momente când, fiind rezervă și
tot stând în umbră, în umbră, să zici, bă, plec, bă, mă las, bă, bă, nu mai pot, vreau să fiu și eu important, să mă simt și eu, săptămână de săptămână, adrenalina aia. Îți dai seama că vrei să joci, întotdeauna îți dori. Nu cred că există jucători de fotbal să vrească să fie rezervă. Eu cred că da. Crezi? Și uite, mă uit la anumiti jucători care sunt bine mersi rezerve, au un contract foarte, foarte bun și zic, bă, stai, e bine aici. Și nu i-am înțeles niciodată. Uite, eu tipul ăsta de jucător nu i-am înțeles. Plăcerea de a juca fotbal, nu știu. Asta te întreb. Adică, îi dau dreptate lui Robert. Am văzut cu ochii mei, nu o să dau numele, că nu e corect. Ne spui un pic mai târziu. După emisiune, jucător emblematic la un anumit moment. La Rapid. Nu, la Voluntari. Da. Nu știu dacă nu era și Virgil atunci. Pe care antrenorul în timpul meciului a vrut să-l bage. Și a zis că nu poate. Și a zis, nu, te rog, bagă pe altcineva, bagă să atâția băieți pe bancă. Eu am rămas în timpul meciului. Da, eram în spatele băncii. Mm. Dar nu dau numele că nu e corect. Însă nu venea să cred, știi? Mm. Zic, bă, fotbalist care... Zic că sunt ăștia care, bă, e bine aici. Nu-mi doresc. Nu știu. Dar au fost momente în care ai zis, bă, gata, nu mai, mă duc undeva să joc. Sau, bă, mă las, nu mai pot. Nu m-am gândit niciodată să plec. Nu știu, nu. Chiar nu m-am gândit să plec. M-am dorit să joc, să o fac bine și să rămân. Și toate discuțiile. Și cu portarii care sunt, bă, întotdeauna mi-am dorit să joc. Și cu mult am discutat, bă, crezi că nu-mi doresc să joc? Nu-mi doresc să joc. Dacă aș putea să te scot din poartă, te-aș scoate. I-am zis, da, și foarte bine. Da, i-ai zis în fața așa, da? Da? Cum vorbim noi acum? Da. Păi da, eu cred că cel mai bine e să discuți așa și să spui față în față, nu? Adică nu e bine să te asculți. Am o relație foarte bună cu mulți suntem prieteni. Și am explicat, bă, e bine și pentru tine și e bine și pentru mine când doresc și eu să joc. Da, și e concurență. E concurență, crește valoarea. Pun presiune pe tine. Auzi, uite, te mai întreb un lucru, sunt sigur că tu răspunzi cu sinceritate și pe urmă o să spun și eu. Au fost momente când, nu neapărat acum, de-a lungul carierei tare, fiind al doilea portar, să greșească ăla, să zici, bă, bine că a greșit ăsta când vine și mie rândul. Nu, deci nu m-am bucurat niciodată să... Nu să te buci, să zici, adică la genul, bă, în sfârșit a greșit și ăsta și intru și eu acum. Da, te gândești când greșește, că zici, bă, ți aștepți rândul, da, a greșit, da, o să vină și... Da, dar știi cum e cu rândul, aștepți 3 etape, 5, 11, 14, trece un tur de campionat, ăla nu gafea, zici, bă, nu mai e un scap ăsta în poartă. N-am fost niciodată genul să țin ghină. Nu. De ce? Și mă gândesc când intru eu în poartă, zic, face și ăla la fel. La ghină, ia uite, se întâmplă, fac o intervenție mai greșită, mai, mamă, încă pentru că mi-a ținut, că am ținut și eu și intervine o chestie. Da. Nu, într-adevăr când greșești. Dar când s-a întâmplat să zici, ai bă, că a greșit-o, poate îmi vine rândul acum. Da, te gândești, nu e normal să te gândești, să te pregătești. Bine, și... e normal să te pregătești în fiecare săptămână. Da, parcă îți dă un plus de moral, da, când vezi că l-a comis-o, bă, hai bă, că poate săptămâna asta mă bagă pe mine. Da, se întâmplă, îți dai seama. Știi că eu, de ce te întreb? Că uite, am mai avut discuții cu foști colegi, cu fotbaliști și pe la alte echipe și mai era câte unul și zicea, lasă bă, dacă joacă bine să joace. Păi da mă, dar dacă joacă ăla tot timpul bine, tu nu mai joci niciodată. Da, uite, cu Straton, că suntem prieteni, când eram amândoi, mi-a spus, bă, Virgile, am greșit, a jucat tot el următorul meci și avem și el, mi-a zis, bă, am greșit, trebuia să te bage pe tine meciul ăsta. Uh-huh. M-am băgat-o pe mine. Zic, da, mă, asta este ce... A, deci el a venit pe undeva, zic că, bă, meritai și tu șansa ta, dar dacă ăsta m-a băgat-o pe mine... Dar uite, genul ăsta de relație îmi place să fie între portari și așa aș vrea să zic și când sunt antrenor să fie, nu știu, e urât să te duci la antrenament și să fie râd ca așa, famă, să vezi uiți cum urât sunt, pe... să vezi cum știi. Bă, nu zice nimeni, e important ca fiecare dintre cei trei portari sau patru câți are o echipă să-și dorească să joace, că altfel dacă e unul care nu-și dorește, nu poate să progreseze niciodată. Să-și dorească să joace, dar nu să fie râd ca aia, să țină ghină, să... Da, mă, dorește, joci, da. Dovedește la antrenament și dacă te alege ăla pe tine, asta e, dacă mă alege pe mine, ce vin am? Când joci la meci, să o faci bine și tot așa. Dar bine, la ce spune Virgil cu ghina, ține și de caracterul individului. Dă mult mai multe lucruri. Dar da, sunt elemente. Da, te mai gândești, uite, pe el vezi pe ăla, de exemplu, sunt lucruri normale, dar nu prea vorbește nimeni despre ele. Bă, când tu, cum zici tu, că bă, nu-mi doresc să fiu milionar. Da, să trăiesc decent, sunt liniștit, sunt fericit. Nu că nu-mi doresc, nu pun preț. Nu pun preț, că oricine și-ar dori mâine să te trezești și să ai 2 milioane în cont. Da. Dar bă, nu mă dau cu capul de pereți că nu câștig 500 de mii pe an. Exact. Sunt lucruri normale când tu te duci la antrenament cu o mașină de 7.000, de 10.000 și îl vezi pe ăla că vine cu o mașină de 200.000. Sau mai și zici, bă, ok, nu-mi doresc, accept situația, dar când ăla zice că a fost în vacanță, nu știu unde, în Bora Bora și tu zici că ai fost la Călimănești Căciulata, zic, bă, păi stai mă că îmi doresc, dar bine, aș vrea mai mult. Să fiți, asta ți-am zis, să ai un anumit confort, să poți să pleci într-o vacanță, să... Na.
nu să-ți iau o mașină. Uite, Săpun a câștigat milioane de euro din fotbal și n-are carnet. Cu mine, cu mașina. Dar tu, apropo, tu îl duci peste tot pe Săpunaru? Da, merge cu mine, că stăm unul lângă altul. Te duci ei dimineața de acasă? Da? Da, mă, e un tabiet al lor, o tradiție. Și mă uit, el nu are niciun fel de problemă. Dacă nu are el problemă, că nu are permis și că nu merge cu mașina. Și are milioane. Auzi, da, tu te gândești că te angajezi la o treabă destul de grea, că dacă o să fii în echipa lui tehnică și o să fii în stafful lui, o să faci asta cu mașina toată viața ta, dacă da, te... na, și care e problema? Deci o să fiți între ghilimele. Dacă luăm în spate, șoferul, mai în mijlocul. Dacă șoferul în spate, Săpunarul toată viața. Nu, e problemă, nu mă deranjează. Robert, dar te întreb și eu pe tine, acum mă întorc un pic la subiectul de mai devreme. Îl întreb pe Robert Niță, fostul fotbalist, tipul care spune lucruri pe nume. Asta ai fost, așa ai fost mereu. Așa ai fost mereu. Tu ai ținut vreodată ghină când erai rezervă la vreun jucător? Să joace ăla? Sau nu neapărat ghină? Când juca pro, ziceai, bă, gata, e momentul meu. Da. Ai ținut. Dar cum, băi, dacă îți dorești să joci? Bă, eu când îi aud pe ăștia, cum să zice, ăștia politically correct și nu. Eu nebunesc. Asta e o frășeală, mă, cum zice, cum zic că e atacanții, care iar n-am înțeles-o niciodată, e mai puțin important că am marcat eu. Mă, serios? Nu vă dorești ca atacant să dai gol. Adică voiai să iei locul lui Makinga? Lui Makinga iau locul și acum, ești nebun. Ce n-ai luat? Makinga, ți-aduce aminte că a făcut rednic sprint la un meci cu Bistrița până la centru teren să-l vadă Copo, să-i zică, mamă, ce jucător am avut. A dat două goluri în meciul ăla. Păi le dădeai și tu. Unul l-a dat din plasă și unul după linia porții. Hai să fim serioși. Da, normal că-ți dorești. Uite, dacă dorești... te aude acum, vezi. Cine? Makinga. Nu, că vorbesc cu el pe Facebook. Da? Da, mai vorbim, mai scrie. Păi, serios? Cheamă la o emisiune. E plecat, nu știu pe unde, că nu s-a stabilit. Normal că zic, dar nu că stăteam pe bancă și ziceam, mamă, să rateze ăla, mamă, că bă, afectează echipa. Merge nasol echipei, chiar dacă te bagă, pe urmă te bagă într-o echipă care pierde, care n-are rezultat. Dar a vrut să te bage antrenorul vreodată și tu n-ai vrut? Bă, știi ce făceam? Fii atent să spun, uite, n-am povestit niciodată și îmi cer scuze că tu ești invitatul. Știi ce făceam cu Hizo? Și cu Rednic am făcut de câteva ori. Mai ales când venea octombrie, noiembrie. În minutul 10 mă duceam la Rada, că Rada l-am prins antrenor secund cu toți antrenorii. Știi? Mă duceam la Rada și ziceam, vezi că mă duc la încălzire, că mi-e frig. Și plecam singur la încălzire după bancă, ești nebun? Mă trimiteam singur la... Nu era asta, ai văzut, acum la fiecare 15 minute să duc 3 jucători. Da. Nu, frate, eu minutul 10 mă ridicam și mă duceam la Rada și ziceam, vezi că mă duc la încălzire. Și fii atent că am și jucat așa de câteva ori. Am intrat, de ce? Mai aduc aminte la un meci pe Giuleș, bagă Schumacher alunecare cu Neaviu antrenor și îl taie unul pe lângă apărătoare cu crampoanele, știi? Tăietură! Și a trebuit să-l înlocuiască. S-a uitat Hizo pe bancă și a zis Rada, e Robert la încălzire, cheamă-l! Hai în teren! Și am intrat de 4-5 ore așa am intrat. Mă, știi ce făceam când la Giuleș? Făceam în spate acolo, pe peticul ăla de iarbă, da, știi? Da, erau pe vremea aia... terenul unde făceai în spatele tușierului. În spatele tușierului. Și banca oaspeților era aia prima de cele mai multe ori, știi? Alergam și sprintul și tot ce făceam de la bancă 4-5 metri așa. Și cu ochii numai pe antrenor și când se uita ăla, mă uitam în ochii lui așa. Și la un moment dat, uitându-se ăla la tine și văzându-l tot timpul, făceam sprint când se uita ăla, mă mai uitam la mine. Vedea dorința de a juca. Da, și hai. Și uite, spun de ce, spune Rednic la o ședință, pierdem un meci și facem ședință la Pro Rapid. Și spune, bă, atitudine, probabil cum a zis și mister aseară. Bă, băieți, nu se poate, nu e asta atitudine, am condus. Facem ședință la Pro Rapid și m-a dat exemplu. Care, Rednic, tu știi că m-a simpatizat timpul. Și chiar a fost o relație de dragoste între noi. Da, reciprocă, da. Și a zis... Bă, zice, de multe ori, că zice, mă uit la unii pe care vă trimit la încălzire și sunteți supărați. Zice, bă, dar zice, n-am cum să nu-l bag pe nebunul ăsta. Că, bă, zice, vine să uită în ochii mei, pleacă singur la încălzire, că nu vă zic să plecați toți, dar ăsta zice că pleacă de frig, e bandit. Bă, vrea să joace. Dar era forma ta de banditism. Da, frate, dar eu când doream să joc. Păi și ce am făcut la un meci, la Supercupă sau nu știu, a dat nu știu care gol, a fugit Rednic după bancă. Pe 23 august sau nu știu pe unde, un meci de cupă. A fugit după bancă și am fugit după el. Și când alergam amândoi așa că l-am prins din urmă, că eram un pic mai iute ca el, l-am prins din urmă și am zis, hai, bagă-mă și pe mine, hai, n-am nici, mă bag și pe mine. Și asta așteaptă puțin. Ne-am întors pe bancă și am zis, dă-i drumul la încălzire. Pe 23 august a fost că te încălzeai pe o bucățică așa în spatele băncilor de rezervă. Nu te mai duceai până, că era tartan de ăla, nu era, știi? M-am încălzit 7-8 minute și a venit Rada, ce ai că te bag.
Și mi-a zis după meci, bă, ce faci, mă, te bați singur în teren? Îmi doresc să joc, Neamir. Și mă bucuram că rata câte unul, serios. Ziceam, hai mă, că mai ratează ăsta, unul îl scoate. Nu? Că bă, ca atacant, schimbările care le faci? Atacanții, în primul rând. Corect. Mai ales la Rapid, că și atunci și acum îți doresc să câștigi. Și să dea goluri. Păi, normal. Dacă era 0-0, te băga că vrea să câștige, dacă era 1-0, vrea să facă 2-0, să închidă jocul și, mai, și dacă aveai 2-3-0, tot ce a bă, scot atacant și baga altul, să pună presiune, să țină echipa sus. Și atunci, ca atacant, intrai mai ușor. Și mă duceam peste ei. Mă uitam la el, îl făceam pe acolo. Mă întorceam pe bancă. Mă întorceam pe bancă, mă duceam lângă, până lângă Nea Paul Cazan. Că așa stătea, stătea Rednic, Paul Cazan, Nea Maria Ioniță nu stătea, stătea undeva pe scaunele alea, dar cam asta era ordinea, știi? Antrenorul principal, Rada și Nea Paul. Și Nea Paul. Și pe urmă stătea doctorul, mă duceam până lângă Nea Paul acolo și mă făceam caut ceva. Mă duceam la doctor, dă și mie o fașă elastică, bă, păi ți-ai pus, dă bă că mai trebuie să-mi pui așa, doar să mă vadă ăla acolo, să mă bage, știi? De-aia zic că nu înțeleg ăștia care, a, nu mă, e bine așa. Nu, și normal când rata ăla, zicea, mamă, dacă mai ratează una, două, mă aruncă, mă bagă. Nu mă țineam de glezne, știi? Dar îmi doream să intru, să joc. De-aia zic că, bă, cum zici tu cu băiatul ăla, că cine ai zis că era? N-am zis. Păi zi acum. Nu e frumos. Nu? Da, jucător important? Foarte important. Internațional? Internațional. Am înțeles. Ajunge. Ok, mulțumesc. Vreau să te întreb de perioada grea. Ce te-a făcut, în afară de dragostea pentru Rapid, să accepți unele umilințe? Pentru că a fost greu de tot. Și eu știu că n-aveați un să vă antrenați, n-aveați echipament... Nu se pune problema de masă după antrenament, nu se punea problema atunci. Asta zile perioada când înainte să dăm faliment. Da, da. Păi, adică ce te mai motiva? În afară, bă, dragostea pentru rap, dar cum ai zis și tu, vrei un trai decent. Da. Luai banii odată la 6 luni sau nu-i mai luai deloc? Ideea în felul următor, dacă promovam în anul ăla, veneau banii din televiziune, oarecum îți reveneai. Eu au crezut foarte mult în chestia, știu că eram toți atunci și când era Viorel Moldovan, ăsta era singurul stimulant. Păi da, da. Promovăm și vin banii. Și vin pe ce ai muncit din urmă. Te gândeai că o să iei... O parte, ții 75% din cât aveai. Cam asta era o înțelegere pe vremea. Să promovezi și să ții, dar ai promovat și ai dat faliment, n-ai mai luat nimic. Bine, ideea e felul următor, că tot ți-a fost greu, că de la lună la lună era greu să supraviețuiești. Dar și atunci aveam un grup la fel de unit. Neaviu avea prieteni care veneau cu prime la meciuri... Bine, nu-ți imagina prime... Nu, veneau câte 200 de dolari de fiecare, mi-aduc aminte și acum. 200 de dolari. Meci, da, cam atât venea. Din partea prietenilor lui Viorel Moldovan. Da. Ne-a cumpărat și ghete, ne-a adus și ghete. Da? Da. Deci Viorel Moldovan, antrenorul la Rapid, cumpăra ghete pentru jucătorii Rapidului. Da, ne-a cerut, am făcut listă cu numerele, ne-a trimis. A avut multă pasiune, Viorel, și multă pasiune. Și disponibilitate financiară, că vii și dai din buzunar, vii la Rapid antrenor și dai din buzunar. Sau rogi colegi să bă, dai și voi 20 de perechi. Și ne-a înțeles întotdeauna, ne-a înțeles. Da. Ne-a înțeles și a știut să gestioneze, a știut să ne și ceară pe lipsa asta, să jucăm și să promovăm. Un antrenor bun, Viorel Moldovan, sau mai mult un om foarte bun? În punctul meu de vedere, ambele. La ce a fost în perioada aia și ce am lucrat cu a făcut din Rahat Beach, să-mi fie iertat expresia, eram atunci și mi se părea incredibil cum reușește echipa asta să joace, pentru că toți eram într-o stare de, atât în vestiar cât și în administrativ, amorțeală. Într-o stare de tristețe și de îngrijorare. N-aveam ce duce acasă. Chiar și băiatul ăsta, un om care nu s-a îmbogățit în fotbal. Băi, era Robert, era de dus pâine acasă. Au câte luni ai stat neplătit cel mai mult la Rapid? Nu, cred că s-au adunat la un dat, cred că erau 15 puni, ceva de genul. 15? Da, adunate. Un an și ceva? Da, bine, luam o lună, două, după aia nu mai luam 4 luni, după aia iar luam o lună, două, nu mai luam 4. Dar s-a adunase un an jumate aproape la un moment dat. Un an și ceva. Păi și cum să trăiești modest? Sau să cum? Păi ideea în felul următor, că sperai să promovezi și să-ți mai recuperezi o parte din banii aia. Și toți trăiam din banii familiilor în perioada. Da. Deci, atât mai greu, un fotbalist, la Rapid și să zici, bă... Da, uite, acum că stau și mă gândesc... Nu știu, mi se pare extraordinar de frumos că am reușit să facem
ce a făcut atunci. Dar îți vine să crezi că acum, ce se întâmplă acum la Rapid? Tu care ai trăit și... Nu. Asta am zis și eu. Mi se pare că cred că e cam cea mai bună perioadă. Raiul pe pământ acum, nu? E cam cea mai bună perioadă pe care... Păi amintindu-ne de... Deci facem o comparație între acum și atunci am mai povestit-o când a fost Ionuț Voicu în emisiune. Amintește-ți de acel meci amical cu bilete... online și alea, nu, și 5 lei intrare generală. Și banii pe care eu i-am adus la ușa vestiarului, i-am dat lui Ionuț Voicu într-o cutie. Într-o cutie de carton. Da, da. Ionuț, să-i împartă băieți. Și împarte. Da, bravo că mai ne împărțea bani din bilete, exact. Da? În perioada aia, da. Și a mai fost când după a venit... După ce se scădeau cheltuielile, ne... Ce rămânea, ajungea și la voi, o parte. Și împărțeați fost... în vestiar. A mai fost când a venit Nea Mircea Lucescu și ne-a dat 50.000 de dolari și au fost sunați toți la telefon să mergem la ProRapid, în primul rând să meargă jucătorii, că așa e și pe urmă noi din administrativ, mie mi-a costat telefonul din mână și m-a prins, ți-am povestit că m-a prins și poliția, că am făcut stânga, ce faci, mă duc, îmi dai amendă, acum ne dă și nouă niște bani. După atâtea luni. Hai, du-te, înțelegi. Da, vremuri foarte grele, foarte grele. Dar uite, încă o dată s-a văzut rapidistul din el și n-avea cum, Robert, că îl întrebai ce te-a... Bă, după 9 ani de juniora la Rapid? Da, dar sunt o grămadă care stau la juniori la același club și pe urmă se duc prin alte părți. Că n-ai, te duce viața. Te duce viața, profesia, așa, viața, problemele, te împing să faci anumite mișcări. Pe mine m-a dus tot aici. Tot aici. Dar, Virgil, cum caracterizezi tu explozia lui Moldovan? Cu muncă, la Rapid cât și la națională. Muncă, seriozitate și caracter. Are un caracter frumos. Credeai că într-un timp atât de scurt, în contextul în care venise în... Nu credeam. Liga, nu credeai, nu? Și dacă mă puneai să prevăd sau să mă gândesc, nu credeam. I-am spus și lui. Deci nu credeai că va fi atât de bun într-un timp atât de scurt? Nu, avea calități, putea să crească, să aibă loc de traiectoria progres, asta, să fie să dintr-un jucător venit la Rapid, nu ca o vedetă sau un titular prin alte părți, un portar normal, normal, cu tot respectul pentru valoarea lui din ziua de azi, el a venit un portar normal. Da. Un concurent pentru tine. Zice, și el zice că mai vorbim și zice, dacă vezi golul luam pe la Liga 2, nu vine să spune, nu? Uite, eu am vorbit exact ceea ce spui tu și tu ești colegul lui. Știa, cineva de la care se pricepe foarte bine la Divizia B și l-a văzut. Și a zis, bă, Roberte, dacă vedeai ce goluri lua pe la divizia asta, nu credeai niciodată că o să ajungă la echipa națională. Nu la echipa națională, la Rapid, mi-a zis. Zice, de echipa națională titular să facă meciurile astea, cred că nici mama Omida nu putea să-i prevadă așa viitor. Eu când a venit am zis, băi, e tânăr, are potențial să crească. Am avut și un antrenor, Pușu, care știa ce să facă. Dar n-ai crezut că va ajunge titularul echipei naționale? Era posibil, adică trebuie să te gândești și la varianta asta, dar nu mă gândeam într-un timp atât de scurt. Nu mă gândeam să facă explozie a avut, nu știu. Dar vezi, Robert, că de către federali era urmărit de foarte, foarte mult timp. Bine, eu am văzut, uite, întâmplător am văzut o listă cu jucătorii urmăriți de selecționeri. Sunt o grămadă nume, la unele chiar nu te gândești. Pentru că ei au un calcul și marja asta de progres, ce spune, ce să mai aude prin alte părți. Dar Moldovan, în momentul când a venit la Rapid, era un portar normal. Un portar bun pe la Divizia B, care nu se impusese în alte locuri la Divizia A și a venit la Rapid. Și uite că vine la Rapid și în 2 ani de zile cam rupe. O explozie. Și cel mai bun. Eu tot stăteam de vorbă când venea și îl urmărea Leo Toader dinspre federație. Da, am văzut la toate meciurile. Da, și venea începând din Divizia B. Și vreau să spun, eu fără să fi fost nici fotbalist, nici antrenor, la fiecare meci Leo îl analiza, îmi spunea plusurile și minusurile. Unele le transmiteai mai departe? Doamne ferește. Nu i-ai zis, Moldovan, lucrează bă aici. Niciodată, nu permiteam. Era pe relația mea de prietenie cu Leo. Și erau unele minusuri, vezi, care n-aveam cum să le văd. Leo vedea că a fost portar și pur mă uitam, zic, bă, dar are dreptate. Dar Leo îmi spunea, bă, ăsta o să crească, bă, o să crească. După aia mi-a spus, cred că am fost printre primii care a știut să cipila de găină, mi-a zis, bă, e în vizorul nostru. Bă, ăsta o să ajungă la națională, dacă își corectează aia, eu n-am, nu-mi permis să zic. Da. Dar îmi spunea chestiile pe care trebuia să le corecteze și uite că a ajuns la națională. Din titular la naționale. Titular, e om de bază. Acum dacă spui... E diferență. Da. Scoțând atenție din poarta naționalei,
niște posibili... Nu, o conjunctură favorabilă de care a profitat. Da. La maxim. Da, dar scoțând din poartă niște posibili titulari... Da, dar el apărând meci de meci la Rapid, da. Ceilalți ba fără echipă, ba apărând foarte puțin. Și atenție, apărând la Rapid. Da, nu păi, fiind în poarta nu Rapidului. Nu poți ajunge. Virgil, fie da, vorba da. Între noi, de câte ori ne-a scos Moldova, dincolo că se mai întâmplă ce a fost la voluntar sau în viața oricărui portar. Dar mai greșești, câte ori, dar... De câte ori ne-a are mai multe meciuri bune și nu ți-aduce aminte așa Robert. De gafe făcute. Robert, este portar de situație de 1-1 care te scoate. Da, atâtea și atâtea ori. Foarte mare la da, ai pus acolo până la urmă și Virgil zici, domne, păi a apărat. Păi bă, da, ai pus acolo să apere. Da, e pus să apere, dar unul nu poate să apere. Păi, asta ține de valoarea lor, Lucian. De astea unii sunt la Național. Exact. Din discuțiile cu el. Crezi că e posibil, având și o clauză de reziliere care și-o poate permite oricine, chiar și din campionatul României, ar dori să plece în străinătate în iarnă sau preferă să rămână la Rapid și în vară după European să plece la mai, mult mai bine? Sincer, nu știu. Se concentrează pe meciurile astea. Mai ales că se concentrează pe meciurile care au rămas. Astea până în decembrie, spui. Ce se întâmplă, se întâmplă. Uh-huh. Trebuie să analizezi, am zis. Trebuie să analizezi foarte bine. Ați avut discuția asta, bănuiesc, nu? Da. Ce l-ai sfătuit tu? Dacă, uite, eu aș fi moldovan, ce mi-ai zice acum să fac? Ce bă, l-aș sfătui? Da, eu aș zice așa. Eu, uite, în mintea mea, zice, bă, Virgile... Uite, i-am spus ca prieten, am spus. Da. Orice decizie pe care o iei, să fii împăcat, sufletește cu ea, indiferent de decizie. După aia să nu-ți pară rău. E decizia cu care ești împăcat, sufletește și mergi mai departe. Da, crezi că dacă pleacă în iarnă în altă parte și riscă să nu apere, poate pierde europeanul? Da. Ce echipă ar transfera titularul unei naționale să-l țină rezervă? Nu văd o logică. Nu știu. A, uite, au mai fost cazuri jucători care pleacă golgheteri sau pe bani mulți, și nu se adaptează, au da. Șansă 2-3 meciuri la început și pe urmă. Păi, și dacă are șansă și nu apără, a cui e vina? E tu dacă ai fi moldovan și ai avea o ofertă concretă în iarnă, ai pleca? Depinde de echipă. Depinde și de echipă, normal, nu? Depinde de echipă, depinde și de depinde mai de contract. Da. Și depinde, oare, adică Robert, nu oare, posibilitatea de a merge la un campionat european care e aproape o certitudine pentru Moldo că va fi acolo. Da, vor fi trei portari, adică și, e imposibil. Exact. Dacă e sănătos, n-are cum să nu fie în aia trei portari. Și posibilitatea încă palpabilă de a câștiga un trofeu cu Rapid. Nu e clar că îți crește cota de piață? Nu, nu e clar că îți crește și salariul? Nu eventualul sunt de acord salariu. Cu tine. De ce? Nu, pentru că ești fotbalist, nu joci până la 60 de ani și te gândești că oferta asta, dacă vine în iarnă și îți plătesc clauza aia, te iau să fii titular, te duci la 5, 6, 7 ori bani mai mulți. Asta nu, Virgile? Nu. Asta ți-am zis. Da, da, după un european te după un european poate te accidentezi în etapa 30-a, la Rapid, pierzi și europeanul. Așa gândim noi, așa gândim da, noi. Nu, noi zicem, depinde de el. Lui poate convine să stea să, exact cum a spus Lucian. Să stea să apere și poate pleacă la mai bine. Da, nu știi, trebuie să fie împăcat. Dar tu cum l-ai simțit așa, mai cam... Dar nu am discutat foarte mult pe chestia asta, am spus doar părerea mea așa, n-am apucat să discutăm. Stai seama, sunt lucrurile lui personale. Clar, clar, dar fiind acolo și... Eu să fii împăcat cu decizia pe care o iei, sufletește, ca să mergi bine acolo unde mergi sau dacă rămâi aici să o faci bine, să rămâi în continuare cum ai fost și până acum. Crezi că te-ar avantaja o eventuală plecare a lui Moldovan în iarnă? Nu știu, nu m-am gândit la chestia asta. Chiar nu m-am gândit la chestia asta. Eu ți-am mai văzut și tu, cum ai zis tu. Când e nevoie de mine, încerc să dau tot cea mai bun, indiferent cine este. Da, te întreb altfel. Te deranjează că se vorbește deja de un alt portar care va veni la Rapid dacă pleacă moldovan? Nu mă deranjează, să mă deranjeze. Când a fost și Moldo la fel, nu mă deranjează, nu. Nu mă deranjează. Adică nu e timpul și ca vârstă și ca de când ești la Rapid și că cunoști de la vestiar, lume, colegi, absolut tot. De... Nu e și timpul lui Drăghia, e, dacă ar pleca Moldovan? E vorba de evoluție, nu e vorba de că ai stat, că ai fost... Dar ești acolo, adică decât să aduci pe unul care nu știi cum reacționează, că la Rapid e stres, la Rapid e un club greu și tu o știi mai bine ca mine. Da. La Rapid e greu să fii și spectator, nu numai fotbalist. Da. Aici e greu orice la Rapid. Într-adevăr, e un să fii portar... E mult mai greu decât la multe alte echipe. Dar uite cum... Dar tu știi astea, le-ai trăit. Nu e și vremea ta? Dacă pleacă Moldovan. Eu mi-aș dori să joc. Ideea e că nu are importanță dacă vine sau nu vine altcineva din punctul meu de vedere. Eu fac aceleași lucruri. Eu mă pregătesc,
când e nevoie apăr. Dacă o să vină, nu știu, mister și o să zică, băi, apărat bine, tu joci până la final, sau bă, n-ai apărat, intră ăla, încep cu... Nu e niciun fel de problemă, eu fac fix același lucru. Dar, Robert, asta unde se vorbește de venirea altui portar? Păi tu nu citești presa. Păi, de ce păi să... Gurău spune ceva? Da, lasă-mă un pic să spun apropo de Gurău. Păi de scrie ieri în ziar, păi, înainte de meci. Stai puțin, scrie ieri în ziar. La conferința de presă premergătoare meciului cu Cluj, spune un ziarist. Da. Domnule Bergodi, se vehiculează că la Rapid, dacă pleacă Moldovan, va veni Gurău. Da. Eu cu Cristianu ne-am uitat unul în ochii altuia și ne-am bușit râsul pe amândoi. Și am zis, după conferință, că nu voiam să stric conferința, prietene, definește-mi și mie termenul, se vehiculează. Dar de ce n-ai spus-o în conferință? Mă scuzați că am băut, scuză-mă, Luciane, că am uitat și de... Nu. Ca orice emisiune care să respectă, avem și sponsorul premium, Aqua Carpatica, sponsorul principal, Superbet, cei care sunt alături de noi de la începutul emisiunii. Vă mulțumim frumos și și voi sunteți părtași la ceea ce facem noi aici și fără a fi cu trafaletele, cum zice Nistor, unul dintre cei mai buni jucători aseară, din păcate, fără voi n-ar fi fost ce este. Mulțumim încă o dată, Superbet și Aqua Carpatica. Revenim la se vehiculează. Nu, am spus și în conferință, după aia am aprofundat. Păi, Luciane, eu citesc ziarul, păi, știu ce să... Dar eu dacă citesc în ziar, o iau ca știre, nu? Păi nu, Robert, una e să spui, mai ales ca jurnalist, da. Că eu când aud acum surse pe care... Băi sunt așa, sunt 90% păi din articole pe surse. Păi e fals, nu mai e presă. Pentru că tu spunem, tu ziaristule spunem, am discutat cu domnul Șucu și mi-a zis că s-ar putea să vină... Păi alea nu mai sunt surse, aia e știre de la club. Păi dacă nu-mi dai cu subiect, cum adică se vehiculează? Să vorbește că vine ăla. Păi tu poate ziaristule s-a vehiculat în lift, vorbea femeia de serviciu cu administratora. Băi, eu nu cred că oamenii ăștia în presă dau știri din lift. Dar nici în clubul Rapid nu s-a vorbit de Gurău. Bun, poate s-a vorbit la Craiova. Mi-a spus într-adevăr, tot o fostă colegă din presă, dar Lucian, da, dacă se adeverește. Mă, oameni buni, poate se adeverește, dar nu s-a discutat de așa ceva. Bun, Rapid are o nevoie de un alt portar dacă pleacă Moldovan? Teoretic să ai încă un portar, e obligatoriu un club prin natura profesiei. Deci și dacă devine Virgil titular... E normal să mai ai încă un portar, măcar de aceeași valoare și el să mă contrazică. L-avem pe Codrus și mai avem la Academie promisiuni. Dar tu când ești un club care vrei să câștigi campionatul, să aduci trofee, să crești, e clar că trebuie să ai pe un post doi jucători măcar de aceeași valoare. Greșesc, Virgil? Și eu de acolo, chestia asta. Deci Gurău poate să vină liniștit. Dar poate să vină oricine, chiar. Eu n-am nicio fel de problemă. Fă-mi o caracterizare scurtă, te rog frumos, dacă poți, a patronilor cu care ai lucrat la Rapid. Din ce perioadă? Da, nu, a patron, toți, absolut, care au fost. Că tu ai... Pe domnul George Copos a fost o perioadă foarte bună, dacă mă întreb pe mine. Da. Care s-a terminat, cum s-a terminat. Crezi că domnul Copos a fost un pic nedreptățit de către suporterii Rapidului la câte a făcut pentru Rapid? Cele mai mari performanțe le-am făcut cu domnul George Copos, dacă mă întreb pe mine. Și, nu știu, poate la momentul de atunci, poate eram și eu supărat că nu mai voia dumnealui, că nu, dar acum l-am înțeles. După ce a trecut un timp, l-am înțeles. De ce ai avut o supărare când ai aflat că George Copos vrea să renunțe la Rapid? Da. O dezamăgire, da, o supărare, da, și o nesiguranță? Se identifica cu Rapid. Sincer să fiu, nu mă gândeam că nu o să vină în perioada aia un investitor... Altcineva în locul dânsului. Da, cel puțin tot de acolo, ca putere financiară. Mm-hmm. Chiar nu mă gândeam la un club de talie rapidă. Ce ai zis? Bă, pleacă domnul Copos, nu e bine că pleacă, dar oricum vine altul puternic în loc. Nu pleacă, pentru că știa cum merg lucrurile, făcea. Da. Cel puțin eu, perioada când am fost copil cu domnul George Copos, am prins acolo și s-a spus lucrurile au mers foarte bine. Da. Până spre... Și are spre cea mai lungă perioadă de patronat, da, la Rapid. Da. Până spre final. După care a fost așa, au fost mai mult de tranziție. Domnul Zanfir cu domnul Cristescu, nu? Au fost mai mult de tranziție. Auzi, ai adevărat asta, că vă trimiteau prin mall să mâncați? Nu ne trimitea prin mall, ne aducea de la Carmangeri, hanul dumnealui. De la hanul dumnealui, da, ne aducea, da, da, mâncarea de acolo. A, venea și vă mâncați la ProRapid. Da, mâncam la ProRapid. Nu ne-a trimis niciodată pe nicăieri să mâncăm. Nu. Ne aducea mâncare de acolo, mâncam la ProRapid. Dar... au fost, bine, la nivelul domnului Copos nu au fost cu siguranță, dar au fost
oamenii aia care îi simțeai ca patron sau mai mult niște oameni care erau acolo și încercau ei să ajute? Vorbesc la nivelul vestiarului. Încercau să ajute, așa am simțit dintotdeauna, că erau doar de tranziție. Bine, nici lumea lor n-au zis. Nici nu, bă, noi suntem, facem, nu, vrem să aducem s-o pe ținem cineva, pe linie, da, să până să vine altcineva. Cineva. Da, da, exact asta o spus. Eu eram și eu acolo și într-adevăr așa spuneam. Da, da. Bă, sperăm să vină, să vină cineva cu bani. Și Robert, dacă mă întreb pe mine, deși i-ai pus întrebarea lui Virgil, între George Copos și Victor Angelescu, apoi domnul Șucu, eu zic că atât au fost singurii adevărați patroni, în adevăratul sens al cuvântului, da. Sau investitori. Patron parcă sună a butic. Dar adevărați investitori și acționari, greșesc, Virgil? Restul care au trecut au încercat într-o anumită măsură să facă lucruri. Nu știu cum a fost cu... Cine a venit după cum? Că nu vine. Domnul Morar. Nu știu cum a fost. Nu. Acolo mi s-au părut mie cele mai mari probleme. Păi atunci cu a murit. Moraru. Atunci a murit practic, rapidul cu adevărat. Dispare, pentru că rapid. Și promitea. Uh-huh. Și nu se ținea și de plus cuvânt. A alungat niște oameni, nu mă trec pe mine, deși am fost între cei alungați, care erau și cu sufletul și care încercaseră să ajute da. Rapid. Oamenii au avut o altă strategie. Nicolae Manea, Dumnezeu să-l odihnească. Da. Eu știu foarte multe de atunci. Păi spune-le dacă le știi. Da, dacă le le-am trecut și în carte. Păi, da, nu poate, au avut o altă strategie. Domne, venim noi pe banii noștri, vrem să lucrăm nu cu alții. Nu erau banii noștri, nu existau bani. Păi cum au venit la Rapid atunci? Doar au preluat. În care erau da. Doi, în sfârșit, doamna director, nu director, zi, administratorul judiciar, da. S-a lăsat păcălită, le-a predat Rapidul și atunci a murit Rapidul. Dar nu pe niște, în baza unor acte, Luciane, că nu putea să vină orice amărât să ia Rapidul, că o păcălește pe doamna nu știu care. Rapidul era atunci cu spectru falimentului, doar administratorul judiciar putea lua o decizie vis-a-vis de Rapid. Familia Moraru n-avea puterea financiară, măcar la nivelul lui Cristescu și a lui Zamfir, să țină pe linia de plutire Rapidul? Sunt două aspecte. Sau nu avea puterea financiară, ceea da. Ce eu cred și e palpabil, da. Nu s-a vrut. Nu s-a vrut? Da. De către familia Moraru sau da. De cine? Și dacă mă pui să-mi aduc aminte de atunci și să spun niște adevăruri, că nu mă poate da nimeni în judecată sau să mă conteste, eu am fost primul care a avut sau, mă rog, a asistat la negocierile cu domnul Moraru. M-a sunat regretatul Naemanea, nașul copilului meu, care era atunci în funcția de președinte, da. Și mi-a zis, fine, m-a sunat un moldovean, da. Care vrea să vină să investească la Rapid. Ce zici, ne vedem cu el? Tocmai ne văzusem cu Masone, zic bine, îl chema? Da, Masone, un italian. Un italian care tot așa... Vrea să ciugulească ceva sau... Vrea să ciugulească. Nu știu, cu alte cluburi le băgase în faliment ceva. Le băgase în faliment pe da, 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 da. Și da, Robert, da. Ascultă-mă. Păi nu fusese și pe la Ceahlăul Piatra Neam sau pe după, nu știu după unde? După. Și a fost o chestie foarte mișto. M-am dus cu Naemanea, ne-am întâlnit cu Masone. Da. Am vorbit, ne-a explicat, el ne-a păcălit cu românul, da. Italian a plecat. Și zice Nae, Luciane, ce părere ai? Zignașule, nu prea mi inspiră încredere, eu italienii văd altfel. Dar Nae îmi spune, bă, fine, eu n-am încredere deloc și știi de ce? Nu. Eu n-am văzut în viața mea un italian să aibă mătreață în sprâncene. N-a zis la mișto. Da, da, da. Pentru că italienii știi da, foarte bine. Danțe, eleganți, să respect. Da, 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 am văzut da, în Italia da. Într-un sat cu 500 de locuitori, moșii nu erau în gumar, erau da. La cămașă, beau o grapă, da, frezați, da. În sfârșit. După acest Masone, vine întâlnirea cu Moraru. Da. Și urmează familia să ne... Moraru, nu? Era și doamna implicată. Doar el. Doar doamna, el. A apărut, doamna de fier a apărut ulterior. Uh-huh. Trebuie să-ți spun încă o chestie după aia. Și ne-am dus la întâlnire, tot la Crângaș, unde mergem da. Și acum. Ne-am văzut cu Moraru, eu tot așa, analitic, cum uh-huh. era și Nae, a venit la costum, dar avea niște pantofi care se potriveau la bermude. Uh-huh. Ne-am așezat. Adică n-arăta om de afaceri. Niciodată. Nu-i contest. Costin Manea, fiul lui da. Nae. Manea la altă masă. Ne-am întâlnit, a început să ne vrăjească domnul Moraru, am mâncat niște mici, n-am mâncat medalion de căprioare, cum da. Place lui Ilie da. Dumitrescu, am mâncat niște mici cu cartofi prăjiți, am deci omul la... popular, nu? Om din... Foarte din popular, popular, nu? Și a început să ne explice că aha. face, că drege. În spatele lui Moraru, la cealaltă masă, Costin Manea făcea, nu, 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 nu. Și începem trimite mesaje, da. Pe WhatsApp eu mă uitam.
Vezi că am verificat, are Azuga, e falimentară, are doar doi angajați, are. L-am lăsat pe Moraru să vorbească. La final s-a ridicat, ne-a mulțumit, a plecat, am plătit noi micii. Nu era mâncat mulți? Nu era vorba câți de... mici am mâncat? Bă, nu mai știu, dar cred că râgheți. Deci nu era, fiate, nu era vorba de... Da, ca gest, bă, ești pe da, ăla ca care gest, vrei să cumperi rapidul, patron. Nu plătești nota. Da, adică așa, da. Ca gest de eleganță. Da, 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 clar, măcar să pari că ești ceva. Nu dacă noi, eu cu Naemane am vremea, mâncam la caiet acolo, da, pentru da, că da, și da, noi da. Stăteam la sol cu banii. N-am avut încredere și atunci a început declinul lui Naemane. Uh-huh. Pentru că Moraru, în momentul în care s-a infiltrat la Rapid, el fusese împins de către un domn, trăiește și acum, să-i dea Dumnezeu sănătate, Butoi. Da. Nu e poreclă, era numele. Domnul Butoi, care era pe la electromagnetic, apare, tu cred că l-ai prins, da, nu? Da, da. Pe la electromagnetic, care dorea, apăra cu arbitrii. Care dorea să ajungă președinte la Rapid. Domnul Butoi, de la da. Electromagnetica. Omule, spun adevărul. Era șef la secția cablaje, știi, la electromagnetica și președintele echipei de fotbal. Știu că a fost spun eu că eu am jucat la electromagnetica. Da. Da? Nu, Virgile, știi, pe domn da. Celebru, domn Butoi. Cum să nu știu? Da. Bun, și Robert, convenția între domnul Butoi și domnul Moraru da. Era ca dacă domnul Moraru ajunge patron într-un fel sau da. Altul la un club care era sub judiciar, el să fie președinte uh-huh. în locul lui Naemane. Uh-huh. Ai înțeles? Nae Dumnezeu să-l odihnească, nu a simțit primejdia nefiind familiarizat cu social media, care da, funcționa da, da. Destul da. De bine atunci. Și a început atunci o adevărată tiradă asupra lui uh-huh. Naemane, inclusiv cu influențe dinspre o parte de oameni din galerie care au început da, să-l blameze. Omul ăsta a venit cu ceva bani la Rapid? Asta a interesat și pe jucători și pe bă, să plătească, să dea asta ceva. Asta poate să spună mai mult Virgil, pentru că eu am fost alungat atunci și Naemane. Efectiv am fost dați afară. Vă promitea Virgile, venea în vestiar, dădea ceva bani. Cum au fost cu bani din televiziune? Mm-hmm. Chiar nu am avut acces. Dar voi ca jucător l-ați simțit că ar avea forță? Sau? A simțit că nu are. Că nu are. Adică tipul ăla care promitea și pe urmă o scălda. Da, sau... pentru că erau niște lucruri simple. Mai avea de plătit din urmă niște datorii pe care nu le-a plătit niciodată. A încercat să le lungească, a încercat niște negocieri care... să le lungească, Robert. Îți dau de gândit anumite da, chestii. Da, da. Ceva bani s-au încasat în perioada aia, știi? Pentru că veneau bani în televiziune din da. Prima ligă, s-au încasat. Și voi tot ne plătiți. Au băgat bani, au băgat da. Bani. Nu și-au onorat promisiunile până la urmă. Da, nu, nu. Dacă am dat faliment, ce să mai onoreze? Da, dar s-au întâmplat în continuare lucruri. Ei, la un moment dat, l-au anunțat pe Naemane că să renunțe la serviciile lui. Naemane m-a sunat și mi-a spus în felul următor. Fine, vezi că pe mine mă curăță, îl citez da, acum că da, știi da, că vorbea da. Mai. Tu trebuie să rămâi. Și am zis, nașule, în momentul în care te-ai întors la Rapid și mai găsit acolo, ce ai zis? Păi ți-ai să fii în spate, în spate. Bun, ai să fii în spate, în spate până la capăt. Dacă pe tine te curăță, voi pleca și eu și uite-te ce fac. Și am sunat o urma conferință de presă înaintea unui meci, era Ganea antrenor. Uh-huh. Am vorbit cu administratora judiciară. Cu doamna păcălită. Doamna, da. Și zic, Cristina, vezi că eu mă duc și o să spun lucrurilor pe nume. Și ea mi-a spus, mergi. Da, ai grijă că o să încerce să te vâneze, însă vei avea în mine un scut. Uh-huh. Administrator judiciar din momentul ăla. Da. Practic spunea că te susține contra patronului. Da. În contextul în care, atenție, și pe ea o vânau și ulterior a fost adus un alt deci, administrator. Deci familia Moraru, până la urmă, din ceea ce spui și tu și trăite de Virgil, au fost groparii Rapidului? Din punctul meu de vedere, da. Și nu o zic acum ca o formă de vendetă că m-au dat afară, dar din punctul meu de vedere, atunci Rapidul a murit cu adevărat. Nu știu dacă ei au crezut într-adevăr că pot salva Rapidul. Știu că cel care se ocupa de transferul era, atenție, băiatul domnului Moraru, da, era care studia și a adus șef, niște jucători. Da. E, și în momentul în care mi-a zis că va fi un scut pentru mine, de fapt, doamna m-a îngropat. De ce m-a îngropat? Pentru dosarul de licențiere, postul meu trebuia ocupat, doamna nu prea mă înghițea pe mine și mie nu mi-a făcut contract, mi-a făcut PFA, iar în contractul pe PFA era scris că pot fi dat afară fără drept de veto de către club oricând. De ce a însemnat, de fapt, și i-am spus... Da. Cristina, mi-ai pus pistolul la cap, vrei să se ia licența și după aia să mă dai afară.
m-am dus, urma conferință de presă, am vorbit cu niște ziariști și zic, îmi ridicați mingea la fileu. Aha. Bun, a fost conferința de presă, Ganea a vorbit de meci, băi, da. L-am strâns, că mi-a zis ulterior Ganea, da. Mi-a zis, îți dai seama, dacă mi-a zis Ganea, bă, tu ești mai nebun ca mine. L-am strâns de picior și am zis, Ganezule, dacă îmi vorbesc eu. Și au început ziariștii. Mm. Sunt două tabere la Rapid, da, sunt două tabere la Rapid, pentru că eram cei care trebuia să fim dați afară. Și eu, da. Cei aduși, da. S-au băgat bani, nu s-au băgat bani, etc., etc., etc. Da, ai plecat plătit de la Rapid? Nu, niciodată, niciodată. Și cred că asta s-a întâmplat și cu voi, că urmă... Da. Seara... Clubul intrând în faliment, n-ai mai recuperat, Robert, nimic. Nu? Nu vreau să plictisesc și să ajung cu finalul. Seara mă sună Moraru, personal. Da. Mm-hmm. Domnul Ionescu, ce ai cu mine? Aha. Și îmi zis, domnul Moraru, dumneata, ce ai cu Rapid? Mi-a închis telefonul, după, am continuat să merg, da, la bază, după câteva zile a venit nou administrator judiciar, atenție, pe care Moraru l-a dat afară, aha, ulterior și mai vorbeam cu omul, mi-a adus în birou și mi-a dat preavizul. Da. Am mototolit preavizul și am aruncat după el. A luat preavizul, s-a plecat. A plecat și, bineînțeles, l-am primit prin poștă, eram anunțat că din data de la revedere și atunci m-am despărțit de Rapid. Virgil a rămas, dar cred că știe că sunt multe realități pe care le-am spus. Și aia, din păcate, a dus și la moartea lui Naemanea, pentru că în momentul în care a declarat că are cancer, a suferit foarte, foarte mult că a fost dat afară. Când a mers la Nisa, era prea târziu, a mers prin intermediul lui Mircea Sandu, Mircea Sandu reușise să salveze și doctorii i-au întrebat pe băieții lui Nae, ce s-a întâmplat, ce necaz a avut omul ăsta, de cancerul a explodat în el ca o grenadă. Păcat. Ăla era necazul. Revenim la actualitate, Virgile, că o trăiești la intensitate maximă. Obiectivul e câștigarea campionatului și la nivelul vestiarului sau locurile 1-3? Lăsăm la o parte declarațiile. Lăsa, care vin. Ne-am dorit să câștigăm campionatul. Da. Trebuie să învingem fiecare meci în parte, nu? Așa ne gândim. Să simte presiunea că meciul cu CFR Cluj din cupă e un meci decisiv și în cazul în care pierzi un obiectiv anul ăsta pică? La Rapid când nu se simte presiune. Orice meci joci sub presiune la Rapid. Dar cu atât mai mult că e vorba de un obiectiv mai ușor de atins anul ăsta decât câștigarea campionatului. Nu știu dacă e atât de ușor de atins. Ideea e în felul următor, că întâlnești o echipă bună și este o presiune mare. Știi că trebuie să câștigi, să mergi mai departe. Deci e presiune. Aseară, pe anumite momente de joc, a fost deranjant cum s-a tratat meciul și nu mă refer... la cineva anume, că n-ar fi normal să dăm un anumit jucător care sunt colegii tăi. Dar a apărut și după bancă, cum a apărut din tribună, că este o prea mult spectacol făcut prea repede? Mă refer că minutul 30 deja... Nu știu dacă prea mult, ți-am spus, nu, cred că am gestionat noi, nu ne-am adaptat noi destul de repede în teren, jucătorii, la ceea ce s-a întâmplat. Nu neapărat spectacol sau... că am încercat una alta. Nu, eu am văzut aseară că am fost la meci, cum merg de obicei pe Giuleșii, am văzut unii jucători care în toată cariera n-au dat atâtea călcâie și devieri cât au încercat ieri după 2-0. Și pe mine, sincer, spun, ca suporter, m-au deranjat lucrurile astea. E posibil adus. M-au deranjat de ce? M-au deranjat că se termină 2-3. Da, că dacă se termina 5-0, zice, mamă, ce meseriaș. Da. Dar terminându-se așa, le-am revăzut și pe alea, știi? Undeva la 2-0 ai un surplus de încredere, eu nu știu. Să mai ales așa, că jocul mersese de așa natură. Mersese foarte bine, nu? Cam asta e. E regretul mare că ați pierdut astea 3 puncte în vestiar? Din punctul meu de vedere, da. Da, și în vestiar. Am avut punctele la noi. A intrat Cristi și a bătut cu pumnul ăsta și a zis, bă, ce proști am fost campion în meciul ăsta. A zis, da, a zis. Toți am zis. A intrat în vestiar și bă, a zis că nu vine să creadă ce proști suntem, da. Că nu-i vine să creadă ce prost sunteți. Da. Că ați pierdut jocul ăsta de la 2-0 minutul 30. Da. Tu n-ai fi zis la fel, Robert, dacă ai intrat în vestiar și erai jucător? Oricine, cred, care simte, trăiește, cum, la fel ar fi avut normal, aceeași reacție. Pe de altă parte, fără să vorbesc ca suporter, dacă apuca pe fondul jocului bun, dacă se făcea 3-0, eu zic că le dădeam 5-6. Bine, așa fără și ei, dacă dau 1-0 minutul 1. Corect. E, acum și cum e, dacă. Până la urmă ai avut 2-0 minutul 30 și ai pierdut 3-2. Și nu l-ai gestionat. Și nu l-ai gestionat cum trebuie. Dacă săpunarul decide să mai joace un an de zile amân și...
și cariera de antrenor? Adică da. Te vezi în momentul când zice săpunarul stop. Păi eu oricum așa am în plasă, mai joc. Dacă el vrea să te las, eu aș vrea să mai joc. Deci am nu de, din punctul ăsta de vedere, nu. Dacă săpunarul ia decizia să zică stop, nu vei zice și tu stop. Da, tu vrei să mai continui și să mergi în echipa lui în momentul când vei decide să te retragi. Da. Ați discutat-o deja? Da, am spus chestia asta, da. Doamne ajută, să plece moldovan, să intre niște bani la club, tu da, să devii titularul postului. E firesc, cariera de portar e mai lungă dacă nu e accidentat. Stai, stai, mai tânăr, stai puțin, tu ești și mai tânăr și Săpunaru are o vârstă care joacă foarte bine, dar care unii s-au lăsat deja. Dar în cazul lui Virgil, părerea mea, ar fi o prostie să lase acum când el încă... Bine, acum dacă ajunge Săpunaru la FC Porto antrenor, parcă te gândești că... Îl ia, nu. După aia nu contează unde e echipa, e important e să fim noi staff-ul, să o luăm la pas, că ajungem la Porto, că ajungem la în altă ligă. Important e să încercăm. Momentan să la un vin, Porto. Este un vis să antrenați Rapidul la un moment dat? Îl discutați? N-am discutat despre echipe și despre astea unde am, visează suntem noaptea. Rapidi și unde, ce să... Nu știu dacă așa are rost întrebarea asta. Junior, fotbalist, toate... antrenor cu portarii și tot la Rapid să se întâmple toate astea. Da, ar plăcea, dai seama. Acum, într-o carieră de rapidist, ce ar putea fi mai frumos? Exact, serios, da, da, exact. Deci, dincolo de bani care s-ar putea... Da. Până la urmă, nici rapidistul din el n-are cum să moară, pentru că vorba aia, Virgil îl știm și din tribună, din vestiar. Virgil, îți mulțumesc frumos, a fost mulțumesc o plăcere, baftă, să dea Dumnezeu și să plece moldovan și să apere și să vină și vremea ta. Sper să luăm campionatul. Să luați campionatul, să vă îndepliniți obiectivele, încă o dată, mii de mulțumiri. Luciane, de asemenea, îți mulțumesc, mulțumim sponsorului principal, Superbet, sponsorului premium Aqua Carpatica, joi la 10:30, în premieră sau în reluare, Fanatic Horia Ivanovici, da? Horia Ivanovici oficial pe Facebook, fanatic.ro, premiera, bucățile importante și scurte însoțite de videouri le găsiți pe fanatic.ro. Mulțumesc echipei coordonate de Adi Barna, mulțumesc sponsorilor. Ne revedem marțea viitoare cu un alt invitat de calibru, iar până atunci nu uitați, fiți buni azi, fiți buni mâine, că până la urmă ne vede cineva. V-am pupat, toate cele bune!